Da, am ajuns să fac 8 ori la perete. Nu te-au pus organizatorii să scoți morcovi? Da. Crezi că ai fi rezistat? Suntem talentați și sperăm să vă cucerim pe toți. Dragilor, se apropie balul bobocilor și am alături de mine pe Andrada Carabas și Eduard Bistrițan, echipa numărul 3. Ce faceți, dragilor? Foarte bine, tu? Bine, Eduard, tu cum te simți astăzi? Foarte bine. Dragilor, vreau să încep prin a vă întreba, cu ce așteptări ați plecat voi pe acest drum? De exemplu, cum v-ați hotărât să participați la balul bobocilor? Cine v-a influențat? Păi, în primul rând, mi-a plăcut foarte mult balul de la liceul meu, de la LMK, și am spus că vreau și eu să particip. Tu nu ai participat la balul pe liceu. Eduard? Prietenii. Prietenii, familia te-a încurajat în acest drum? Da, și când ați fost la preselecții, v-ați fi gândit vreodată că voi doi veți forma o pereche? Nu. Dar ați rămas plăcuți, surprinși sau... Așa, la început nu prea mi-a plăcut nici mie, nici lui ideea că suntem în aceeași echipă, dar ne-am obișnuit. Vi se pare că sunteți oarecum diferiți ca personalitate sau ce v-a făcut să vă gândiți că nu sunteți potriviți unul pentru altul? Nu ne cunoșteam înainte și n-am știut, adică... Și acum pot spune că vă cunoașteți la modul în care să puteți forma o echipă? Da. Dragilor, voi, neavând experiența balului trecut, credeți că aveți un dezavantaj față de celelalte echipe care au participat la bal? Da. În ce sens? În primul rând, cred că emoțiile vor fi mai mari. Emoții pe momente, pe prezentare? Da, tot balul. Eduard? Da, tot la fel pe tot balul, plus mișcările de dans, poate... Cu ce vă veți remarca la balul acesta voi? Prin dans, prin muzică, ce moment aveți pregătit? Dans. Dans, atât? Da. Nu v-ați gândit la un moment cu muzică? Sunt alte echipe care vor îmbina dansul cu muzica. Nu v-ați descoperit acest talent încă? Nu. Dar aveți alte talente ascunse pe care nu le puteți prezenta la balul bobocilor? Nu prea. Dragii mei, vreau acum să-mi spuneți o întâmplare amuzantă de la repetiții. Cea mai amuzantă întâmplare. Eduard, dar tu ai scăpat-o pe Andrada. Andrada, te-ai enervat pe Eduard. O chestie din asta. Acum câteva zile am scăpat-o pe Andrada. S-a enervat pe mine. Ați mai avut parte de conflicte până acum la repetiții? Da. Și cine câștiga? Sau cine avea dreptate? Mai mult eu decât el. Andrada, vreau să-mi spui, te rog frumos, cum ești tu ca persoană în afara balului? Păi, în primul rând, sunt o persoană foarte prietenoasă. Îmi place să ajut lumea, să văd oameni fericiți. Asta mă face și pe mine fericită. Și crezi că asta te ajută în experiența balului să empatizezi cu lumea, să îți arăți carisma pe scenă? Da. Eduard? Sunt o persoană calmă. Îmi place să pun pe chipul oamenilor zâmbetul pe buze și îmi place să lucrez cu anumite persoane. Având în vedere că voi sunteți empatici din ce mi-ați spus, credeți că a existat până acum vreo rivalitate între voi și celelalte echipe? Da. Da. În ce sens? Alte echipe, de exemplu, mi-au spus că există invidia aceasta la mijloc, gelozia, prejudecățile. Ce vă face pe voi să credeți că rivalitatea aceasta există? Păi, în primul rând, felul cum se uită celelalte echipe când ne văd la repetiții. Și asta vă ambiționează? Da. Da. Credeți că puteți câștiga balul? Da. Da. Sau că aveți un avantaj față de restul echipelor?
ceva care să vă diferențieze. Ce vă diferențiază pe voi ca echipă de restul? Prin ce vă deosebiți? Carismă, atitudine, momentul artistic? Cred că la momentul artistic. Dragii mei, credeți că ați putea fi un exemplu când ceilalți vă vor vedea pe scenă, la momentul artistic, să rămână cu gura căscată, să vă ia ca pe un exemplu bun? Credeți că puteți face asta? Da. Da. Pentru că am înțeles că tinerii din ziua de astăzi nu au aceleași valori ca ceilalți care se implică în activități extrașcolare, cum ar fi balul bobocilor. Și de asta voiam să vă întreb, credeți că sunteți diferiți de restul tinerilor de vârsta voastră? În ce sens? Că ieșim din zona de confort. Foarte mult. Cum ați ieșit voi din zona de confort? Păi, în primul rând, balul în sine e ceva foarte diferit. Noi, adică, noi nu suntem obișnuiți cu repetiții zi de zi, dans, chestii de genul. Și se simte presiunea, stresul la repetiții? Da. Ați avut vreun moment în care pur și simplu ați vrut să renunțați? Da. Și cum ați trecut peste acest moment? Păi, în primul rând, ne-am gândit mai bine. Ne-am gândit de două ori că nu ar fi bine să renunțăm, având în vedere că eu mi-am dorit foarte mult să ajung în bal. Și cam atât. Credeți că vă ajutați unul pe altul să vă ridicați, să vă motivați? Când, de exemplu, Eduard nu are chef de repetiții, tu te duci acolo și spui că hai, Eduard, hai că mai avem puțin, sau invers. Da. Da. Organizatorii vă ajută? Da, foarte mult. Dacă aveți ceva să le spuneți organizatorilor, ăsta e moment. Îi pupăm și iubim. V-a afectat balul în sine, toată această experiență, viața personală și studiile? Da. Viața personală, da, studiile, nu. Viața personală, în ce sens v-a afectat-o? Adică nu mai avem timp să ieșim cu prietene sau să stăm cu familia. Și credeți că merită toate aceste eforturi? Da. Da. Dragii mei, eu sunt foarte bucuroasă că v-am alături de mine astăzi și că este posibilă această întâlnire. Cum mi-am spus și celorlaltor echipe, cel mai important este să vă distrați, să fiți tari, să nu vă dați bătuți. Andrada, care a fost cel mai greu moment prin care ai trecut la repetiții sau de-a lungul acestei experiențe? Păi, la început, când primele două săptămâni de repetiții, nu prea eram obișnuită cu prizele, cu stilurile în sine și ne chinuiam foarte mult, în special o priză ne ieșea și eram foarte nervoasă, supărată, voiam să renunț. Și ce te-a motivat să nu o faci? Pentru că am spus că o să reușesc, sigur o să pot și a reușit. Eduard, tu ai avut un moment de genul? Da, tot la fel, la început nu știam să dansez deloc și mă încurcam în pași. Și crezi că experiența aceasta te va ajuta și pe viitor ca persoană să evoluezi? Da. Ți-ai descoperit vreun talent sau ai avut un moment în care te-ai gândit că vrei să te reprofilezi în ceea ce vrei să faci pe viitor? De exemplu, ce-ți dorești să faci pe viitor? Să devin inginer proiectant. Și este așa, este o contradicție între cele două, da. Având în vedere că acum lucrezi pe partea artistică, ai avut vreun moment în care ai vrut să te lași purta de val și să lași ingineria pentru altceva? Nu. Andrada? Eu da. Ce îți dorești să faci pe viitor? Păi aș vrea să am o carieră în muzică. Faci muzică? Nu, dar mi-aș dori foarte mult. Niciodată nu e prea târziu. Deci tu ești pe partea artistică, Eduard ești pe partea reală. Cum vă înțelegeți voi? Că aveți două personalități total opuse. Cum reușiți să găsiți numitorul comun?
Nici noi nu știm. Nici noi nu știm. Este așa o chimie între voi. Da. Credeți că aveți chimia aceea de care au nevoie doi parteneri? Da. Da. Pentru că restul echipelor mi-au spus toate că este chimia între ei și că acea carismă va lăsa publicul cu gura căscată. Ce aveți voi să spuneți publicului? De ce ar trebui publicul să vină să vă vadă la Balul Bobocilor? Pentru că suntem foarte talentați. Eddie este foarte carismatic și eu. Și nu știu. Credeți că vă completați oarecum unul pe altul? Da. În ceea ce privește stilurile de dans, momentul artistic, gestionarea emoțiilor, aveți trac de scenă? Puțin. Și cum vă gândiți voi să-l învingeți? Păi eu cred că când o să ajungem pe scenă, o să uităm de tot, nu o să mai fi nici frică, nu o să avem nici emoții și pur și simplu o să lăsăm. Și o să vă încurajați unul pe altul, cu siguranță. Cum spuneam de generația voastră, care este problema cu care vă confruntați voi în generația voastră? Ați avut parte de critici din partea celor din jur. V-ați lăsat pradă acestor guri rele. Ați primit critici de la cei din jur? Da. Și v-a afectat lucrul acesta? Nu. Absolut deloc. Adică ați avut, de exemplu, prieteni care să vă spună nu vă mai băgați în bal, pentru ce faceți asta? Da. Prieteni nu, dar de la alte persoane am auzit discuții și... Și cum gestionați aceste lucruri? Pentru că, așa cum vă spuneam, există această rivalitate, tinerii au alte interese și când văd doi tineri ca voi, care vor să se implice în ceva foarte frumos până la urmă. Este o experiență. Cum credeți voi că ați putea schimba părerea celorlalți? Prin ce mijloace? Păi, în primul rând, când ne vor vedea la bal, probabil jumătate din sală va rămâne surprinsă. Doar jumătate? Toată. Pentru că cred că nimeni nu se va aștepta să fim atât de talentați și să avem un moment... așa frumos. V-a ajutat această experiență să căpătați mai multă încredere în voi? Da. Da. Sau să vă faceți unul pe celălalt, să aveți mai multă încredere? De exemplu, tu, Andrada, să îl remarci pe Eduard cu un fapt care el nu avea atât de multă încredere și invers. Eddie e foarte talentat și nu cred că își dă seama de asta. Și tu ajuți oarecum să-și dea seama de talentul acesta? Oarecum. Credeți că sunteți o echipă unită? Da. Da. Repetițiile cum merg? Foarte bine. Super. Având în vedere că mai este atât de puțin până la bal, se simte presiunea aceasta că nu reprezentați doar liceul, ci reprezentați orașul și tineretul de vârsta voastră? Există această presiune? Da. Pentru că alte echipe mi-au spus că nu se simt atât de mult presiunea asta, pentru că ei participă pentru ei înși și atât. Voi credeți că este așa? Nu neapărat. De ce? Păi, având în vedere că e și primul bal la noi, e mult mai greu decât la celelalte echipe. Adică, poate ei nu se mai gândesc cum ne gândim noi, dar mie mi se pare că e mult mai greu decât... Vă simțiți oarecum în dezavantaj? Da, într-un fel. Și crezi că ai putea face ceva să preiei ștacheta și să fii mai sus de restul echipelor? Da. Chiar dacă spui tu de lipsa aceasta de experiență, unii pot avea experiență, dar să nu știe cum să o îmbunătățească, iar alții care nu au experiență o pot face dublu față de restul. Credeți că puteți face asta? Da. Aveți talente ascunse, pasiuni în afara acestei experiențe, pur și simplu viața voastră personală. Aveți pasiuni? Mie îmi plac foarte mult mașinile. Mașinile? Sunt pasionată de mașini. Se potrivește cu tema. Ți-a plăcut tema, presupun, când mult. Ai auzit. Și asta voiam să vă mai întreb. Cum v-ați mutat pe tema racing? Păi, puțin cam complicat.
Adică nu prea, când am aflat tema și așa, nu am știut cam cum să ne costumăm, ce să facem la moment și... Cred că asta a fost pentru toate echipele și mie personal mi se pare o temă foarte grea și abia aștept să vă văd. Cum ați gândit-o? V-ați făcut un scenariu, o poveste? Da, o poveste. Puteți să ne spuneți câte ceva? Vreau să rămână secret, să rămână surpriză. Nu mai surprize, nu mai secrete. Mor de nerăbdare, vreau să știu un detaliu mic. La moment, o să fie o ceartă între noi doi. Credeți că vă definește lucrul ăsta? Oarecum. Vreți să transpuneți oarecum repetițiile în momentul vostru? Da. Vrem să transmită și foarte multe emoții, emoțiile pe care le aveam noi la repetiții. Și credeți că veți reuși să transpuneți aceste emoții în așa fel încât publicul să le simtă odată cu voi? Da. Da. Pentru că e foarte greu să transmiți emoție dacă nu simți tot lucrul acesta. Credeți că simțiți tot ce faceți pentru bal? Da. Sau vreți să fie ceva de fațadă, superficial, că mai auzeam asta cu privirile între parteneră și partener, că trebuie să se uite frumos unul la altul. Credeți că puteți face asta să fie real sau doar ceva superficial, așa de scenă? Cred că mai mult de scenă decât real. Și credeți că se va observa diferența? Nu. Adică sunteți actori buni? Da. Da. De ce n-ați făcut un moment cu actorie? Prea simplu. Simplu? Este foarte greu să faci actorie. Nu are nimeni, nicio echipă nu are moment cu actorie. Ați fi fost primii. Sau mai aveți timp să vă gândiți sau ați terminat momentul? Nu l-am terminat. Nu l-am terminat. Abia l-am început. Deci puteți introduce așa puțin. Puțin actorie. Cu cearta? Asta e actorie. Va fi puțin. Eduard, spune-mi o calitate și un defect al Andradei. E perseverentă și se enervează foarte ușor. Și crezi că asta a fost un impediment în evoluția voastră? Nu, că o calmam. Destul de repede. Deci ajungeați la un numitor comun până la urmă. Andrada, spune-mi un defect și o calitate a lui Eduard. Păi, în primul rând, după cum am mai spus, e foarte talentat. Și un defect... Cred că se enervează și el prea repede și cam prea degeaba. Uite, aici sunteți la fel. Dacă la celelalte lucruri sunteți diferiți, aici ați ajuns la numitorul comun și este perfect. Eduard, cum a fost pentru tine să o cunoști pe Andrada? Nu neapărat ca fiind doar partenera ta, dar poate să dobândești un prieten. Păi... Ți se pare că o cunoști? Ai ajuns să o cunoști... mai profund decât doar partenera ta? Nu. Dar crezi că va fi posibil acest lucru? Îți dorești acest lucru? Da. De ce nu? Și eu la fel. Îl cunoști pe Eduard îndeajuns? Îndeajuns nu, dar cât de cât îl cunosc. Crezi că ai putea să-i anticipezi vreo mișcare pe scenă? Astfel încât să-l ajuți dacă este vorba de o gafă? Da. Da. Adică sunteți pe aceeași lungime de undă la coordonare. Care este cea mai mare frica voastră legată de bal? Să nu greșesc, în primul rând. Cum să greșești? Nu știu, să uit o mișcare sau să mă încurc în pași. Și crezi că publicul va fi capabil să vadă lucrul acesta? Nu prea cred, pentru că știm să mascăm foarte bine greșelile. Deci știți să gestionați o situație critică. Ați învățat asta singuri sau ați avut parte de ajutor?
și singur și de ajutor. Cum v-au ajutat pe voi organizatorii? Ce credeți că ați învățat de la ei? Poate fi vorba de dansuri, de o chestie de empatie, de omenie, o caracteristică pe care o puteți folosi și în viața de zi cu zi. Ce credeți că ați învățat, lucrul pe care l-ați învățat și e cel mai important de la organizatori? Păi, în primul rând, să nu ne lăsăm bătuți niciodată. Eduard? La fel. Dragii mei, dacă aveți un mesaj pentru toți tinerii care poate își doresc să se implice în activități extrașcolare în Vaslui, dacă aveți pentru ei un mesaj, cum pot face lucrul acesta? Dacă îi încurajați să o facă, să nu le fie frică, orice? Da, în primul rând să nu vă fie frică și să faceți ce vă doriți, adică să nu ascultați niciodată de gura lumii. Eduard? Implicați-vă că n-aveți nimic de pierdut și vă recomand. Credeți că ar trebui să existe mai multe activități de genul acesta în Vaslui? Da. Da. De exemplu, vă simțiți neglijați ca tineret? Cum vă doriți voi să arate Vasluiul? Ce v-ați dori să faceți și nu aveți ocazia acum? Păi, în primul rând, în legătură cu balul, să oferim șansa la mai mulți boboci să participe la bal, adică să fie eventual mai multe echipe. Eduard? Sau credeți că ar putea fi, ați putea fi următorii organizatori la balul pe oraș? Da, clar. Și v-ați descurca? Da. De minune. Ați aplicat ce v-au învățat pe voi organizatorii, experiența proprie? Dar în afară de toate asta cu balul bobocilor, ce vă doriți voi să faceți, dar nu aveți ocazia la momentul actual în Vaslui? Voluntariate, muzică, dans, orice, și nu este accesibil la momentul actual în Vaslui. Cred că ne-ar trebui o sală și mai multe profesoare, dacă aș putea spune așa, pentru mai multe stiluri de dans. Nu sunt așa multe în Vaslui. Adică v-ați dori să fie mai mulți coregrafi pe diverse stiluri, da, de dans? Să aveți parte de ajutor? Eduard? Tot la fel pe muzică, dacă să existe mai mulți profesori, profesoare pentru diferite tipuri de instrumente, poate. Mai mulți producători. Credeți că puteți fi voi, generația voastră, cei care schimbă oarecum orașul și țara în sine? Da. Da. Și cum v-ați gândit voi să faceți lucrul acesta? Cum ați schimba voi ceva? Sau ce ați schimba? Lucrul pe care vreți să-l schimbați cel mai mult la generația voastră, de exemplu. În primul rând, ura și aroganța. Vi se pare că sunteți mai individualiști față de celelalte generații? Se simte ura aceasta între voi? Da. Și cum o gestionați? Păi nu prea bag în seamă, în primul rând. Da, tot la fel. Mie mi-ar fi foarte greu să gestionez o asemenea gelozie și o asemenea ură. De asta mă întreb, cum puteți voi să rezistați? Sunt atâția adolescenți de vârsta voastră care vă doresc răul, care nu empatizează cu voi. Credeți că dacă le-ați răspunde cu aceeași monedă, ar fi mai bine? Nu. Deci rămâneți empatici și modești orice ar fi. Dar credeți că modestia este un factor principal pentru a reuși? Da. De ce? Cum crezi că te-ar ajuta pe tine modestia să reușești? Păi, în primul rând... Sau, uite, cum vezi tu modestia? Ce înseamnă pentru tine a fi modest? Păi, în primul rând, să nu te lauzi. Cam atât. Eduard?
tot la fel, să nu ne dăm mari, te pot spune, pe lângă persoanele care nu au ce avem noi, poate. Credeți că ceilalți fac asta? Sau ați avut parte de prejudecăți din partea altora? De exemplu, să spună cineva de tine doar că ești arogant, că te crezi cel mai bun. Sau tu, Andrada, ați avut parte de acest lucru? Da. Da. Și cum ați gestionat situația? Păi, pur și simplu, nu prea m-a interesat. Adică nu am băgat în seamă. Și adică vă uitați doar înainte, nu vă interesează în stânga și în dreapta. Și credeți că această calitate, pentru că este o calitate din punctul meu de vedere, vă poate ajuta să câștigați valul? Sigur. Da. Vreau să fiți mai încrezători în voi, să vă gândiți că veți reuși, că sunteți cei mai buni, pentru că asta contează. Și dacă aveți altă întâmplare sau ceva care va marca pe voi de la repetiții, de la, nu știu, când ați învățat un dans, ceva care v-a amuzat sau care v-a enervat? La bachata. Mm. Da, am ajuns să fac 8 ori la perete. 8 urile la perete. Nu te-au pus organizatorii să scoți morcovi? Nu. Eu pe bobocul meu l-am pus să scoată morcovi o oră în continuu. 8 urile la perete erau pistol cu apă. Crezi că ai fi rezistat? Nu cred. Dar te-a ajutat acest lucru în a învăța bachata? Da. Andrada, ai fost mândră de el? Foarte mândră de el. Tu ai avut un moment de genul acesta? Cred că chiar la priză la bachata. La prize. Aveți prize complicate sau, da, sau așa mai simple? Complicate. Complicate. Și nu vă este frică de eșec pe scenă, de o gafă? Ba da, dar încercăm să ne gândim și să mergem tot înainte. Credeți că dacă ignorați acest lucru și gândiți pozitiv, aveți mai puține șanse de a avea parte de un eșec? Da. Ce așteptări aveți de la voi balul acesta? Păi, în primul rând, să plecăm cu titlul de Miss și Mister acasă. Da. Credeți că doar acest titlu este important în toată experiența? Nu. Pentru că am avut o discuție cu o echipă care mi-a spus că fac lucrul ăsta pentru ei, că nu interesează premiul, că vor să se distreze, să-și facă amintiri. Credeți că este cazul și la voi? Da. Da. În ce sens? Păi, mi-mi place mult să dansez. Și am zis că e ocazia perfectă să-mi arăt talentul. Și ai continua și după bal să dansezi, să faci poate performanță de asta? Dacă ar fi mai mulți coreografi în Vaslui, poate da. Dar sunt coreografi destui în Vaslui, trebuie să-ți dorești foarte mult și de ce nu poți lua chiar tu inițiativa? Eduard? La rândul meu să învăț alți boboci să danseze sau să-i ajut pentru bal. Credeți că v-ați făcut amintiri frumoase? Da. Bal, v-ați făcut prieteni noi? Da. Și contează lucrul acesta? Credeți că peste 10 ani veți fi la fel de recunoscători și veți fi la fel de prieteni cu acești oameni pe care i-ați întâlnit cu experiența balului? Da. Acum că am vorbit de viitor peste 10 ani, în urmă cu un an, v-ați fi gândit vreodată că veți ajunge aici? Nu. Cum v-a schimbat pe voi toată această experiență? A fost un șoc pentru voi? Cu ce a venit la pachet? Cu emoții, cu presiune, cu stres? Cu stres, mult stres și emoții. Doar atât? Că văd că luați așa doar partea aceasta negativă cu stresul. Nu sunt și părți bune în
toată această experiență? Ba da, repetițiile, de exemplu, mi-mi place foarte mult la repetiții, indiferent că e greu sau e ușor, dar consider că facem o echipă foarte bună și ne distrăm și foarte mult la repetiții. Contează persoanele de care ești înconjurată pentru a-ți face plăcere să lucrezi? Da, foarte mult. De exemplu, dacă trebuiați să lucrați cu oameni care nu vă înțelegeați atât de bine, nu erați pe aceeași lungime de undă, credeți că mai era atât de distractiv la repetiții? Nu. Nu. De ce nu? Păi, în primul rând, am fi venit fără chef la repetiții, adică nu am luat nimic în serios și, nu știu, pur și simplu cred că ne-am enervat ca mereu. Dar există acum problema asta cu nervii, că o văd peste tot, o văd, nu mai pot. Aveți voi probleme cu nervii, voi ca tineri? Da. De ce? Ce vă face? Ce declanșează acest lucru? Că am auzit de atâtea ori că am probleme cu nervii, că mă enervez ușor, că... De ce? Ce vă face să vă enervați atât de tare, să aveți aceste frustrări? În primul rând, când nu mă înțelege cineva. Credeți că tinerii de vârsta voastră sunt oarecum neglijați? Ai spus că nimeni nu te înțelege. Crezi că ești oarecum neglijată de tot ce te înconjoară? Nu, mereu. Dar crezi că ai putea schimba acest lucru? Da. Pentru generațiile viitoare? Da. Ce ai putea oferi tu generațiilor viitoare astfel încât să nu treacă prin ce ai trecut tu? Păi să încerce să fie calme. Doar calme? Să nu se enerveze repede, să-și păstreze calm mereu. Și să nu se certe cu toată lumea, adică să încerce să poarte o conversație normală și matură. Dar credeți că rivalitatea aceasta dintre echipe dezumanizează oarecum concurenții, astfel încât să rămână cu această ură și după bal? Adică, ok, este competiția aceasta, sunt competitivi concurenți între ei, dar este posibil ca după bal persoanele din spatele concurenților să păstreze această ură? Da. De ce credeți? Păi, în primul rând, sigur, dacă eu voi lua un loc mai mare decât alte fete, sigur se va găsi una să fie, nu știu, geloasă sau de ce a câștigat ea sau de ce a luat ea mai mult decât mine. Discuții și de genul. Și crezi că ar rămâne această ură și peste timp? Da. De ce crezi că există acest lucru? De ce oamenii nu mai sunt la fel de empatici, de prietenoși? De ce credeți că s-a produs această schimbare majoră? Uite, de exemplu, tinerii de vârsta voastră au alte interese, vicii, petreceri, cluburi. Cum arată pentru voi o vineri seara? Păi eu ies afară cu prietenii după liceu și după aia mă duc acasă, mă uit la un film, mă joc pe calculator, chestii de genul. Adică activități pe care o tânără de vârsta ta nu le-ar face, nu? Da. Ai prieteni în jurul tău, colegi de clasă care se ocupă cu alte lucruri. Și ai încercat vreodată să le oferi un sfat, să le faci să te ia ca pe un exemplu. Crezi că ai putea fi un exemplu pentru ei? Da, dar nu toată lumea ascultă și nu ia în considerare sfaturile pe care le dau. Eduard, cum arată pentru tine o vineri seara? Ies cu prietenii pe afară. Atât, cam atât. Adică voi sunteți doi adolescenți simpli. Nu sunteți mai presus decât nimeni, nu sunteți mai prejos decât nimeni. De ce credeți că ați fost voi aleși pentru a participa la bal? Ce v-a diferențiat?
cum v-ați remarcat la preselecții? Păi cred că am înaintea celorlalți boboci experiența în dans. Am făcut aproape 6 ani de dans și cred că am, sunt carismatică și cred că m-aș descurca pe scenă. Edward? Nu știu, poate am o sclipire pe care nu am descoperit-o. Și crezi că o vei descoperi? Da. Părinții voștri v-au sprijinit în luarea acestei decizii de a participa la bal? Da. Da. Și sunteți recunoscători pentru această oportunitate până la urmă, pentru că nu toată lumea poate face ce faceți voi în momentul de față. Da, suntem foarte recunoscători. Da. Dragii mei, dacă mai aveți vreun mesaj pentru publicul ce ne urmărește, de ce să vină să vă vadă la balul bobocilor? Păi, în primul rând, pentru că formăm o echipă foarte bună, suntem talentați și sperăm să vă cucerim pe toți. Eduard? Avem un moment unic și suntem talentați. Ne descurcăm chiar foarte bine și vă așteptăm la bal. Mă bucur că v-am avut astăzi alături de mine. Eu sunt Paula, ne vedem la balul bobocilor!